Bună dimineața tuturor! Primăvara a bătut de ieri la ușă, iar noi i-am deschis bucuroși. Se simte în aer mirosul zambilelor, soarele e generos, lapovița, nisorile și ploile s-au oprit, iar noi suntem în sfârșit pregătiți să punem iarna la naftalină. Cerul va fi variabil spre senin în aproape toată țara. În Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și la munte, vântul va continua să sufle mai puternic, iar în zonele joase a teritoriului, atât dimineața cât și seara, se anunță ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între minus 6 și 3 grade. În partea de nord-vest a țării, în zona Maramureșului, sunt bucuroasă să vă spun că a venit primăvara. Deși momentan cerul este acoperit de nori, pe parcursul zilei va ieși soarele și ne va încălzi cu maxime cuprinse între 13 și 14 grade. Coborâm în Crișana, unde situația este asemănătoare, aceeași temperatură aproape 13 grade, atât în Arad cât și în Oradea, fără precipitații. Și bănățenii au parte de o vreme excelentă astăzi, cu o temperatură de 15 grade în Reșița, 13 grade în Timișoara, cu ceva norișori pe cer momentan, însă pe parcursul zilei se va însenina. Vorbim despre Oltenia, unde, după cum vedem, uitându-ne la hartă, soarele este generos, iar razele lui ne vor încălzi cu temperaturi de 17 grade, doamnelor și domnilor, în Drobeta, Turnul Severin, în rest o maximă de 16 grade. Vorbim mai departe despre Transilvania, unde la munte meteorologii au anunțat intensificări ale vântului spre seară, special pe crestele montane înalte, însă vremea este foarte bună, temperaturile sunt bune, avem 10 grade în Miercurea Ciuc, 11 în Sfântul Gheorghe, 15 grade, temperatură foarte bună în Deva, iar din Sibiu, Alexandra ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Alexandra, spune-ne cum e vremea la Sibiu. Bună dimineața! Și la Sibiu soarele este generos, iar cerul va fi senin pe parcursul întregii zile de astăzi. Vă spun că temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 11 grade Celsius, iar cele minime din timpul nopții între 0 și 2 grade. La ora aceasta se înregistrează minus 3 grade Celsius în oraș, în Sibiu, și la Bâlea Lac minus 4 grade Celsius. Chiar dacă este atât de frig, vă spun că superactorul Jean-Claude Van Damme, care este venit la Bâlea Lac să filmeze o reclamă, poate să filmeze această reclamă stând în cămașă fără mâneci. Așa că, iată, temperaturile, deși sunt foarte, foarte scăzute, oamenii pot să stea chiar și la mânecă scurt. Informația asta te-a umplut de pofta. Zici că ai văzut un strudel cu mere. Mai ales, eu cred că pe toate ne-au umplut de poftă, nu? Ia, nu știu dacă știați că Van Damme e aici, atât de aproape de noi. Întreabă-o tu pe Alexandra. De ce s-o întreabă tu? Întreabă tu, am întrebat-o pe Viu. Ce a făcut Răzvan Alexandra sâmbătă? Ia, întreabă ce a făcut sâmbătă și cum era îmbrăcată. Ia. Cu cine? Cu Jean-Claude? Nu, fără, că nu era venit. Eu auzi de Alexandra ce zice babele de la noi de pe scara blocului, în speță domnul Dani, care este croiță, fie șezătorul de la parter, care știe tot blocul. Ce a făcut sâmbătă, Alexandra? Sâmbătă am fost într-adevăr în costum la Păltiniș, dar nu de baie, ci de schi, Dani, pentru că știi foarte bine, fiindcă am făcut parte din jurul unui concurs Miss Bikini pe pârtie. Dani, bineînțeles că a prezentat concursul și a dat savoare evenimentului. A dat savoare, eu nu știu că și anul trecut a dat savoare, 3 zile am citit prin ziare numai de asta. Dumneata erai comisia de cenzor sau erai concurentă? Eram în juriu, nu concurentă. Eu am încercat să fiu cât mai drăguță cu fetele, l-am apreciat curajul de a sta în frigul ăla, în costum de baie. Da. Dar, Răzvan, vino și tu la anul, nu? Nu, da. Lăsați că... Nu-i permite starea civilă a lui Răzvan. Da. Asta era la ce capită? Proba de catwalk la început, unde fetele trebuiau să meargă în buți sau clăpari pe o bârnă. Și ce, ai stat pe spate și au mers pe nasul? După cum vezi, nu tuturor le-a ieșit. Ia uite ce drăguț! Mie mi-a ieșit bârna pentru că... Da. Să știi că tipa din imagine, cred că Andreea se numește, e chiar mămică. Da. Și vrea să se scrie și la cea mai sexy mămică din România, cred. Da. S-au întâmplat foarte multe lucruri simpatice. Ia uite, domnul Dani! Da. Oricum, Alexandra a participat foarte activ la toată treaba. Am avut și concurente mai mici, tot în costum de baie, iată. Așa. Dar eu i-am spus lui Dani, pentru că m-a întrebat acolo la Păltiniș, m-a întrebat dacă am costumul de baie și de ce nu particip. Aha. Vă spun și voi același lucru, îl aveam, dar pe sub costumul de schi și la anul, dacă îmi fac curaj, îmi pun costumul de baie peste costumul de schi. Salutări, curajoasă, mulțumim tare mult de la Sibiu. Părea o
tipă, ok, dar văd că acum se mai schimbă lucrurile. Flavia? Locuitorii teritoriului Moldovei au parte de ceva pernuțe de nori, atât în nordul teritoriului cât și în sud. În Iași și în Vaslui cerul este perfect senin, însă temperaturile sunt bune peste tot. Avem 10 grade în Suceava-Botoșani, 12 grade în Iași, 13 grade, o temperatură bună, în Focșani. Vorbim mai departe despre Dobrogea, unde meteorologii au anunțat intensificări ale vântului spre seară, însă este normal la litoral, acolo la mare. 11 grade vor fi astăzi în Constanța, 12 în Tulcea. Vorbim mai departe despre Muntenia, unde vremea este excelentă. Avem ceva norișori pe cer în Pitești și în Călăraș. De asemenea, în Brăila, însă fără precipitații, fără vânt, temperaturi foarte bune, 13 grade în Alexandria, Giurgiu, 14 în Ploiești, 15 în Târgoviște. În capitală de dimineață se înregistrau 5 grade, iar maxima zilei va urca până la 15 grade. Avem parte de o vreme excelentă astăzi, după spusele meteorologilor, fără vânt și fără ploi. Perfect, a venit primăvara. Eu de aici la NASA vă pup și să aveți o zi frumoasă de tot! Mulțumim, Flavia!